La începutul lunii august se va desfășura campionatul național de viteză la canotaj, care va avea loc la Iași. Mai multe informații ne oferă Daniel Bănățeanu, antrenor în cadrul CSM Călăraș. Am văzut că vă antrenați de zor. Pentru ce vă pregătiți? Ne pregătim pentru campionatul național de viteză, care va avea loc la începutul lunii august la Iași. Totodată vom disputa și Cupa FRC, o cupă la o săptămână, campionatul național de juniori, care va avea ca scop definitivarea loturilor naționale. Câți canotori vor participa? Estimez un număr de 20 de sportivi pe care îi pregătim cu maxim de seriozitate. Este o mică problemă, s-a făcut schimbul de generație, cei mari au pășit chiar către o nouă etapă a vieții lor, și anume antrenoratul proaspăt, să zic, ieșita din lot pentru o mică perioadă, sper eu, ca și Mădălina a venit alături de noi în echipa noastră și experimentează această etapă și, cum este normal, completarea grupelor de începători, iar până la campionatul național de care vă vorbeam, va trebui să facem o mică selecție de casă, să vedem pe cine ne putem baza pentru următoarea competiție. Câte ore vă antrenați pe zi? Teoretic, 5 ore, grupate 2 ore jumătate dimineața, 2 ore jumătate după amiaza. Numai că, datorită numărului mare de sportivi și pentru a le putea asigura toată atenția, ne ducem cam în 8 ore. Sunt destul de multe, nu lucrăm continuu 8 ore, dar pe ateliere, pe grupe, pentru că e foarte dificil de supravegheat în condițiile de embarcațiuni pe apă, embarcațiuni de agrement, apă curgătoare. Vă urăm mult succes și să vă întoarceți campioni. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezență. A fost chiar o surpriză că sunteți din ce în ce mai des alături de noi și să dea Dumnezeu ca să vă putem bucura, așa cum v-am obișnuit, cu rezultate din ce în ce mai strălucitoare, repet, având în vedere că lotul s-a reformat, să spun așa, și este în continuă schimbare.